sectorul rezervat Camerei Deputaților din Palatul Parlamentului există o sală selectă cu parfum de Everest la 4AC. E vorba de sala Nicolae Titulescu, situată la nivel P și destinată exclusiv întâlnirilor de gradul 0. Sala Nicolae Titulescu face parte, alături de sala Ighe Duca, din saloanele de protocol ale Camerei Deputaților și este rezervată întrevederilor bilaterale de înalt nivel, fie că e vorba de întâlnirile șefului statului, primului ministru, membrilor guvernului sau înalților reprezentanți ai Parlamentului României. Spre exemplu, aici au fost primiți de-a lungul vremii de oficialități ale statului român prințul spaniol Felipe de Austrias și soția sa, principesa Letizia, altețele sale imperiale prințul și prințesa Chișinău, președintele Italiei Giorgio Napolitano, precum și regretatul președinte al Republicii Polone, Lech Kaczynski, mort într-un bizar accident de aviație pe când avionul prezidențial se pregătea să aterizeze în Rusia, unde avea programată o vizită oficială. Accesul în această elegantă sală de oaspeți este interzis turiștilor, dar aceștia o pot admira în voie din pragul ușilor.